Haideți să ne apropiem, fraților și surori, cu toată inima, cu reverență de Cuvântul Sfânt și de acest text care s-a citit înaintea noastră, referitor la jertfa Domnului Iisus Hristos. În Matei 26 cu 26, cuvântul spune și începe aici, vorbind despre cina cea de taină. O primă întrebare pe care o putem extrage din textul nostru este următoarea. De ce pâinea a fost servită separat și rodul viței separat? Pentru că sunt unele orientări religioase care iau pâinea și o moaie în rodul viței. Domnul Hristos, priviți și foarte important să înțelegem, în seara aceea când a fost vândut, a luat o pâine, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o să o mănânce și apoi, spune versetul 27, a luat un pahar și iarăși mulțumește lui Dumnezeu și le-l dăruiește zicând, beți toți din el. Era o prefigurare simbolică a faptului că pe Golgota Domnul Hristos urma să cunoască separarea aceasta, sângele lui urma să se despartă de trupul lui. Și cele două lucruri, sângele și trupul lui, să ne dăruiască nouă iertarea de păcate și viață veșnică. Slăvit să fie Domnul! Este o primă problemă care am extras-o din textul nostru. Dar aș vrea, fraților și surori, pentru că textul este bogat în sensuri, în semnificații, aș vrea din versetul 27 până la 29, le-ați auzit citindu-se, să vorbesc despre paharul din care a băut Hristos și nu numai de aici. Aș vrea să mai mergem în Matei 26, mai jos puțin și să vedem un alt pahar din care Domnul Hristos a băut și apoi în capitolul 27. Deci trei pahare din care a băut Hristos. Paharul acesta din Matei 26 cu 27 în jos îl putem numi paharul legământului. Întâi de toate acest pahar spune Biblia că a fost binecuvântat și este binecuvântat, adică, în alte cuvinte, consacrat. Deci noi astăzi, dacă luăm paharul acesta și servim din el, acesta să știm că este un pahar consacrat, un pahar sfințit, un pahar binecuvântat de Dumnezeu. Spune aici, apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând. Deci Domnul Hristos îl ia, îl binecuvântează și de aceea apostolul Pavel îl numește paharul Domnului. Este diferit de orice alt pahar. De aceea Scriptura vorbește despre el ca despre paharul binecuvântat. Pentru că, fraților și surori, în momentul în care noi ne apropiem de Sfintele Taine, când slujitorii Domnului se roagă, Dumnezeu vine și sfințește rodul viței și așa cum spunem și credem noi, îi dă valoarea sângelui lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Mergem mai departe. Acest pahar este dăruit tuturor, tuturor prietenilor lui. Spune aici versetul 27, beți toți din el, a băut și Iuda, bineînțeles că i-a fost spre pierzare. Apoi, acest pahar al legământului este identificat cu sângele sfânt al lui Hristos. Beți toți din el, a zis Domnul, căci acesta este sângele meu. Mai departe, el vorbește acest pahar al legământului despre un legământ nou, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. M-am uitat puțin în Ieremia, în capitolul 31, cu versetul 31, și deja vorbea Domnul aici că vin zile când va face cu casa lui Israel un legământ nou.
În Biblie sunt 8 legăminte, începând cu legământul edenic și până la acest nou legământ. Acesta este ultimul și acesta desfințează legământul cu Moise, dacă vreți, fraților și surori. Pentru că este un legământ nou. Legământ înseamnă alianță. Înseamnă că intrăm într-o înțelegere noi și Dumnezeu. O înțelegere care a fost ruptă. Și vine Hristos Domnul și spune, prin sângele meu se va realiza un pod între omul căzut și Dumnezeul cerurilor. Sângele meu trebuie să vină și să se dea spre iertarea păcatelor. Fraților și surori, e extraordinar să căutăm în Biblie. În Iov, în capitolul 9, ni se spune despre leșie. Leșia nu poate să spele păcatele firii pământești, păcatele umane. Așa spune cartea Iov, capitolul 9. Leșia nu poate să facă lucrul acesta. În Ieremia, în capitolul 2, cu 22, dacă nu greșesc, silitra și soda nu pot să spele la om păcatele, fraților și surori. A fost într-o zi în America, în urmă cu ani de zile, o conferință și oamenii vorbeau acolo despre anumite rezolvări pe care ar trebui să le aducă cei mari din lumea noastră, lumii în care trăim. Și spuneau despre rezolvări pe plan financiar, pe plan tehnologic și așa mai departe. La un moment dat s-a ridicat cineva și a strigat în plină adunare: cine dintre voi poate să spele sângele de pe mâna dreaptă a Lady Macbeth? În Shakespeare, Lady Macbeth a fost o criminală. A fost o criminală. Și omul ăsta a strigat în plină adunare: cine poate să vină să spele sângele de pe mâna dreaptă a unei criminale? Și nimeni n-a știut ce să spună, dar acest om a zis așa: Iisus Hristos este singurul care poate să spele păcatele. Slăvit să fie Domnul! S-a întâmplat în Deva și mi-a povestit un păstor de acolo că era un om care era adus la biserică pentru mântuire și nu vroia să se pocăiască. Prietenii lui s-au întors la Domnul, el nici de cum. La un moment dat, într-o noapte, are un vis. În visul lui este luat de un înger de mână și dus într-o cameră. Camera aceasta era depozit cu niște dulapuri cu foarte multe sertare. Aceste sertare erau organizate alfabetic și îngerul a început să deschidă unul câte unul acele sertărașe și să scoată dosare. Erau dosare și pe dosarele alea erau nume de oameni. Bineînțeles că omul curios s-a uitat și la un moment dat a văzut un nume care era cunoscut. Și a văzut după aceea alt nume pe alt dosar și acela era cunoscut. La un moment dat am mai observat un amănunt, că fiecare dintre dosare avea o pată de sânge undeva în partea de sus. Și la un moment dat am observat încă ceva foarte ciudat, că un dosar avea o pată mare de sânge, mare, mare era. S-a uitat la îngerul care stătea lângă el și a zis: auzi, așa-s de curios pentru că știu persoana asta, ce ticăloșii, ce păcate a făcut, de atâta sânge a trebuit să fie pus pe dosarul vieții lui. S-a uitat îngerul la el și a zis: vrei să știi cuvântul lui Dumnezeu? Da, zice, vreau. Știi ce zice Dumnezeu? Nici nu mai știu. Nu mai știu. Păi cum vine asta? Fraților și surori, Dumnezeu ar putea să ne spună fiecăruia dintre noi păcatele care le-am făcut acum, în adunare, la nivelul gândului. Ar putea să ni le spună din toată săptămâna, din tot anul trecut, din toată viața. Ar putea să ni le spună cu lux de amănunte. Dar fiind că-i mare, că este bun Dumnezeu, El nu vrea să le mai știe. Lăudat să fie Domnul! Le ia și le aruncă în adâncul mării, în marea uitării, cum spunem noi. Pentru că acesta este Dumnezeul nostru și paharul legământului vorbește despre un legământ nou făcut în sângele lui Hristos spre iertarea păcatelor noastre.
Și încă ceva, paharul legământului vorbește despre o împărăție viitoare. Versetul 29. Vă spun că de acum încolo nu-l voi mai bea până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Acesta este paharul legământului care stă înaintea noastră aici. Fraților și surori, în versetul 39 din același capitol ni se vorbește despre un alt pahar pe care Domnul Hristos l-a băut în seara aceea. Este vorba despre paharul păcatului. Paharul păcatului. A mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Paharul păcatului. Fraților și surori, aflându-ne aici în grădina Ghețimani, în preajma lui Hristos, care stă cu fața la pământ, care se roagă, care își dă sângele înainte să-l verse oamenii, îl dă aici în grădina Ghețimani, ca să vedem că de bună voie a vrut să ne-l dăruiască. Observăm următorul lucru. În dreptul lui Hristos aici în Ghețimani este valabilă o sintagmă: conștientizare absolută. Conștientizare absolută. În 2 Corinteni, în capitolul 5 cu versetul 21, ni se spune ce conștientizare a avut Hristos. Și se spune aici: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, era conștient de sine, cine este el, cât este el de pur, de curat, de fără păcat, de imaculat. Era prima conștientizare și era absolută a lui Hristos. Știa totul, totul despre sine. A doua conștientizare, El, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi sau în locul nostru sau în folosul nostru. Și este conștientizarea doi, conștientizarea lumii sau a păcatului lumii din jurul Lui. Și mai mult, conștientizarea faptului că El în viitor, El era în Ghețimani aici, urmau peste câteva ore să urce pe cruce și să preia păcatele lumii întregi. Și era conștientizarea dureroasă a faptului că toate păcatele lumii se vor prăbuși asupra Lui. Și atenție, versetul nu ne spune că Iisus a fost păcătos, a fost făcut păcat pentru noi, adică a luat păcatul nostru, a doua conștientizare a păcatului lumii, și a treia conștientizare a bucuriei care era pusă înainte, adică a trupului mistic, care înseamnă biserica lui, trupul lui Hristos. Era conștient că noi o să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, și de aceea Domnul Hristos spune: totuși, Tată, aș vrea să îndepărtez tu paharul de la mine, dar totuși cum voiești tu și nu cum voiesc eu. Fraților și surori, mergând mai aproape, în mod practic, dacă străbatem regnurile astea în care noi trăim, în natura asta pe care a rânduit-o Domnul în jurul nostru, regnul mineral, o piatră nu simte nimic, o plantă simte ceva, este mimoza, mimoza când o atingi se trage, domnule. Așa trebuie să fie multe fete care să stea lângă Domnul, se tragă. Așa face mimoza, mimoza pudica, mimoza rușinoasă. Dar merge mai departe și în lumea animală, a regnului animal, acolo imediat conștientizarea este un pic mai fină, un pic mai multă, dar nu, totuși nu-i multă conștientizarea. În regnul animal, când se duce moartea și urmărește un animal, animalul ăla fuge și vrea să scape, are un instinct, simte ceva. Când vii în dreptul regnului uman, aici este conștientizare la maximum posibil. Omul conștientizează din punct de vedere temporal, trecutul, prezentul și viitorul. Zice: frate, bolnav de 7 ani,
și probabil voi mai duce încă vreo 6-7 ani. Observați? Deja însăși faptul că te gândești că vei mai suferi, îți este suferință în momentul acesta. Însăși faptul că aduni suferința din 7 ani și zici, vai greu a fost în 7 ani și deja ți-e așa de greu. Omul conștientizează și din punct de vedere al localizării. Organele vitale care sunt afectate de boală, bineînțeles că dor mai tare decât altceva, decât un vârf de deget. Și așa mai departe. În Iisus Hristos, fraților și surori, avem o conștientizare absolută. Iisus Hristos a conștientizat trecutul, prezentul și viitorul lumii. A luat toată istoria lumii și într-un pahar a fost esențializată. Toate păcatele oribile, toate persoanele care au păcătuit vreodată, de la Cain care și-a ucis fratele și până la ultimul Cain din istorie, de la Ahitofel, la Iuda și așa mai departe. Toate păcatele posibile s-au esențializat într-un pahar. Iei o mare și marea asta e plină de otravă și duci otrava asta la o fabrică și scoate esență de otravă și o duci la altă fabrică și scoate esență de esență de otravă. Și Domnul Hristos într-un pahar a trebuit să bea esența esențelor păcatelor lumii. Acolo e păcatul tău, acolo e păcatul meu și de aceea în conștientizarea lui maximă, fraților și surori, a trebuit să se roage și a zis, Doamne, eu sunt pur, sunt curat, să arunci pe o masă albă, să arunci ceva murdar, e peste puterile mele, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și este al treilea pahar pe care Domnul Hristos l-a sorbit în 27 cu 34 pe Golgota. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere. Dar când l-a gustat, n-a vrut să-l bea. Este paharul anesteziei. Au încercat să-i dea o anestezie, un anestezic, să nu simtă durerea. Dar pentru că vroia ca noi să fim mântuiți și îl durea așa de tare păcatul nostru, a zis, vreau să simt până în vârful degetelor păcatul lor, pentru că vreau să-i mântuiesc. Uite cât de mult ne iubește Domnul. Amin.